Bună ziua, dragii mei! Am revenit cu partea a doua despre voi și o altă persoană, dar foarte interesant. Nu știu, am făcut așa obiceiul să zic interesant. Nu, e ciudat. Că tocmai la voi, am uitat să vorbesc despre spiritul animalelor. Și am zis că cineva vă inspiră. Ascultați și partea întâi, vă rog frumos, care legătură? Și se confirmă cărțile. Cineva vă inspiră. Aveți un licurici, semn de aer, comunicați, cineva vă comunică în întuneric, vă dă semnale. Vă ghidează direcțiile, pașii. Eremitul acela care reprezintă zodia Fecioare, cei care caută să înțeleagă lecția spirituală, da? E flacăra, steaua, care îi arată eremitului pe unde să calce. Există cineva care, că o fie persoană reală, am zis, care vă inspiră de la distanță. Ia să mai vedem, da? De la distanță. Sunt cele trei cărți. Persoana, să zicem, persoana pare mică, dar are o forță de iluminare și de a pătrunde prin întuneric și prin situații foarte puternică. Și dacă nu este persoană, este situație, este o idee, un mesaj pe care îl primiți. Aparent mic, dar cu o forță de penetrare foarte, da? Puternică. La capătul setului de cărți sunteți voi, să zicem, semn de pământ, asul de pământ sau primul asul, e prima carte în seria de pământ. Voi, ursul care se dezgheață, care în perioada în care până acum a stat într-o perioadă de, să zic, izolare, da? Nu carantină, izolare. Emoțională sau dintr-un punct de vedere, nu știu, o izolare și acum iese din hibernarea respectivă, da? Aici sunteți voi. Aveți posibilitatea să începeți, să mergeți pe un nou drum care vă aduce stabilitate. Mare grijă că există totuși cineva foarte vanitos, plin de el, în preajma voastră, da? Mare grijă. Dacă sunteți voi, dacă e altcineva, voi știți. Dar eu zic că e altcineva, pentru că voi acum sunteți într-o transformare. Asta se vede de mai mult timp, sunteți într-o transformare, nu vă simt chiar vanitoși. Nu, cred că e altcineva. Că eu fi un semn de aer, plin de aere, se crede frumos, frumoasa pământului, da? Plin de idei și toate, nu știu, slăbuțe, subțirele, nu se compară. Sunt niște proiecții. Acele idei sunt niște proiecții, niște antene. Da, preia din stânga, din dreapta și și-a făcut cultura generală. Nu știu de ce simt, dar așa simt, da? Și are impresia că le vede pe toate, că le știe pe toate, dar de fapt toate sunt preluate de aici de acolo, nu și-a creat un concept. Așa simt că acest personaj, da? Voi aveți o altă sursă de inspirație, nu acest personaj plin de fițe. Și degeaba e frumos sau frumoasă dacă n-are nimic în cap, are deasupra, da? Da, ei, și apare oul cosmic, frumos, 7, da? Este chakra, coroana, da? Înseamnă transformarea voastră, înseamnă creșterea voastră spirituală. Creați un nou univers în momentul în care vă lăsați inspirați. De ce? De lumină, nu? Nu de persoane care n-au prea multe să vă învețe, da? Voi ați trecut prin atâtea, v-ați abținut, v-ați, eu știu, unii dintre voi, evident, că nu toți, dar unii. Aveți o forță deosebită, ursul este puternic, este un rege, este un rege de monede, zice, un rege al pădurii, da? Ideea este că trebuie să creșteți. Dar nu cred că lângă acest personaj puteți crește. Personajul sau ideea sau proiectul care este reprezentat de licuriș vă dă această șansă. Pentru că aici este lumina. Și lumina reprezintă conexiunea, și de fapt, scuzați-mă, chakra a șaptea reprezintă conexiunea voastră cu lumina, da? Ei, în momentul în care primiți aceste informații cu sufletul deschis, dragostea este peste tot în jurul vostru, cu sufletul deschis, învățați să iertați și să demonstrați dragoste și să demonstrați dragoste față de voi și să puneți fundația despre care am vorbit la prima parte. Fundația, adică stabilitate, să vă creați stabilitate în viața voastră personală și în relațiile pe care le aveți, da? Să crește. Și atunci, iar, se comunică frumos, creativ.
Amândouă sunt, ia uite, sunt benefice. Primiți mesaje pozitive. Colibriu, da? Care vă ajută să vă, transformați și să ieșiți dintr-o situație, aici sunteți voi, să zicem, lupul sau semnul de pământ, matur, teoretic, într-o situație pasională sau toxică sau iritantă, da? Dar pe care trebuie să o transformați. Și o transformați în momentul în care învățați să comunicați sau lăsați mesajele pozitive să vină spre voi și să vă crească. Să vă crească, să evoluați. Nu comunicați cu vanitoșii. Comunicați cu cine trebuie. Și acum alăturați mesajul de la prima etalare, de la prima parte, pardon. Am văzut, iar s-a oprit la putere. Am văzut puterea și asul de cupe. Asul de cupe înseamnă vindecare, înseamnă iertare, apropo de prima, de prima etalare, da? Iertarea ne face puternici. Ia uite ce frumos. Puterea, marea preoteasă, îndrăgostiții. Posibil unii dintre voi aveți de ales în secret. Aveți o poveste de dragoste. Oh, ce frumos! Asul de cupe! Asul de cupe! Nu, nu cred că e semnul de aer. E un semn de apă, eventual. Sau, chiar dacă nu e semn de apă, sau care puteți avea un nou început. Am văzut și ursul care înseamnă nou început. Da, e și din hibernare. E o situație în care cineva nu a comunicat toate emoțiile pe care le-a simțit. Nu a comunicat dragostea pe care a avut-o, da? Nu a comunicat. Regele de spade comunică foarte puțin și este nevoie acum, poate v-a studiat mai degrabă decât să comunice, și acum este nevoie. Asta n-am văzut-o. Dar las mesajul să curgă și fac un alt mesaj. Deci asta n-am văzut-o. Ok, și acum este nevoie să se împărtășească emoțiile într-un mod echilibrat, într-un mod profund, intuitiv, care să vă crească. Așa, acum alt mesaj. O situație secretă, o dragoste secretă, o dragoste secretă, care trebuie vindecată, asul de cupe și trei de spade, pentru că v-a adus multe răni, da? Cu un semn de aer, față de care voi, semnul de pământ, ați simțit multe emoții și dragoste, da? Că o fi fost în căsătorie sau în afara căsătoriei, apare căsătorie și lacrimi, da? Variază. Însă, v-am zis-o și la prima parte, alegeți lucrurile care vă cresc. Ia uite, soarele, alegeți trezirea spirituală, începutul într-o nouă direcție. Într-o nouă direcție care vă crește, evident, înseamnă creștere spirituală, profesională, intelectuală. Nu putem să manifestăm nici iertarea, nici începutul până nu ne vindecăm. A apărut vindecarea și la prima etalare. Hai să vedem voi, ce între voi și o persoană. Oh, cavalerul de cupe. Energia comună între voi și o persoană. Cavalerul de cupe. Vindecare, asta înseamnă. Comunicați emoțional. Cum să vă iertați? Asta înseamnă și iertare. Forgiveness, da? Demonstrați dragostea. Ia uite, împăratul. Poate să fie și un șef la locul de muncă pentru unii și vreți să mergeți mai departe către independență. Posibil. Din punct de vedere profesional, da? Și atunci cavalerul de cupe să reprezinte un consilier. Cineva care vă susține în acea... Da, hai, tu te fă, fă. Știi? Pentru că aveți multe griji. Cum să fiți independenți? Dar, trecând peste mesajul ăsta, pentru că energia comună. Încercați cât puteți, evident, faceți tot posibilul să vă mențineți echilibru. Că asta face împăratul. Să-și are o fundație pusă și să-și mențină fundația pusă acolo unde este, eventual în finanțe, dar și emoțional. Controlați-vă, echilibrați-vă. Munciți, apropo de practică și școală, duceți-vă, școliți-vă, adăugați noi calități care vă ajută să deveniți împărați la un moment dat, dar pentru asta trebuie să ieșiți dintr-un cerc vicios, să ieșiți din relațiile karmice care v-au adus suferință,
să ieșiți din suferință și din dezamăgiri, evident, pentru asta trebuie timp, și să mergeți mai departe cu victorie, cu încredere, către independență sau, eventual, dacă voi vă găsiți echilibru, pentru un personaj preîmpărăteasa, singur, singură, care este, oarecum, perechea voastră, e preîmpărăteasă. În curând, deci cu ajutorul vostru poate să fie împărăteasă, da? Dar pentru asta trebuie să blocați o situație pe care s-a manifestat foarte greu. Cavalerul de monede se manifestă foarte greu și 3 de băte reprezintă așteptare. Și din cauza că s-a manifestat foarte greu, a apărut turnul, da, blocaje, concurență, confuzii. Și sunt toate semnele, și balanță, și vărsător, Uranus, și semn de foc, și semn de pământ, da, sunt toate semnele. Ceva nu puteți comunica? Ce se întâmplă? Ce simțiți voi, fecioarelor? Ho! 4 de monede. Țineți la fundație, țineți la bani. Țineți la ceva. Apare turnul, separarea, eventual de cineva care v-a controlat. Da. Este o dezamăgire. Dar dezamăgirile ne fac mai puternici. O să clarific această carte. Țineți la niște idei fixe și vă blocați. Vă blocați acest succes lângă cineva. Vă blocați acest succes lângă cineva. Vă blocați. Și vă separați. Pentru că încă nu v-ați vindecat. Da? Încă nu v-ați vindecat. Da? Trebuie să aveți putere și să vă conectați la intuiție, da? La acest infinit, la intuiție. Ca să vă recâștigați încrederea într-o situație care v-a consumat emoțional, care nu v-a încărcat emoțional și ca să puteți manifesta adevărul. Vedem, o să clarificăm. Deci oricum, țineți la niște idei fixe. Așa văd. La o relație karmică posibil. Ce simt ei pentru voi? Ce simt ei pentru voi? Fecioară, ce simte partenerul sau partenera fecioarei? Care o fi acest partener? Variază. O fi mama, tata, iubitul, iubita, visata, visatul. Nu-s prea multe. Ce simt ei? Mai, nu vor să vorbească. De ce? Hai. Ok, asta. Oh, soarele. Foarte frumos. Fericiți. Simt atracție. Simt voie bună. Oh. Își doresc să meargă către un nou început, să se elibereze de suferință. Amândouă înseamnă eliberări și să capete, să meargă către un nou început. Că o fi cu voi, rămâne de văzut, că o fi în altă parte. Ei sunt foarte fericiți. Trei! Ia uite, trei! Aș! Asul de spade, asul de bâte, asul de monede. Teoretic ar trebui... Vedem. Da. Și au învățat să-și găsească fericirea în ei înșiși. Și asta fac. Și în momentul în care îți găsești fericirea în tine însuți după niște situații total neplăcute, da, se vede aici, într-o relație cu suflet pereche,
În momentul în care găsești această fericire, îi înțelegi și pe ceilalți, îi ierți, că tot este energia centrală, este cavalerul de cupe. Acum vedem cine e acest personaj și să clarificăm. Clarificăm. Poate că este în semnul leului. Aha, și dacă aveți de-a face fecioară cu leu, fecioară semn de pământ cu leu, probabil că sunt energizați de aceste tranzite planetare. Dar patru de monede a fost clarificat de nebun. Care nebun înseamnă un nou început, dar încă nu știți. Trebuie să, nu știu cât vă ia, de cât timp stați și analizați acest început, că trebuie să analizați, să investiți, să aveți răbdare. Să nu considerați un risc acest nou început. În secret a fost un semn de aer care v-a adus consum de energie, da? Triunghi amoros, da? Semn de pământ, semn de aer, supărări, lacrimi. De ce sunt ei soare? De ce sunt ei fericiți? Sunt fericiți pentru... A venit 9 de bâte și 5 de bâte, dar un pic, tot semn de foc, semn de foc clar, acest personaj. Au venit cărțile, nici așa, nici așa. Teoretic o să clarific. Teoretic ar și la voi la fel, da? Dacă e cineva de acasă, probabil că și ei încearcă să mai renunțe la conflicte, la blocaje, la bariere, da? Ia uite, acasă, e clar că e cineva acasă, ia uite, cineva acasă. Personajul cu care sunteți căsătoriți, unii dintre voi, sau în relație stabilă. Dacă nu, își doresc așa ceva. Își doresc o relație stabilă și fericită și abundentă și legătură spirituală, da? Își doresc să-și echilibreze viața, să aleagă acest, da? Să renunțe la frici, ia uite, la separări, la despărțiri, lună, da? La lupte, asta înseamnă și puterea, înseamnă și lupte. Vor să aleagă această familie fericită. Că ei vor să demonstreze dragostea, că voi, iar variază, că există acest, ascultați și prima parte, demonstrează dragostea și considerați fundația pusă. E o chestiune acasă, demonstrați dragostea acasă. Cineva încearcă. Vedem. Clarificăm în continuare ce simte fecioara pentru acest personaj. Poate că vă duceți la o consiliere, cum am zis, mergeți să vorbiți, să învățați despre familia fericită, că acest cavaler de cupe, am zis, poate să însemne și cineva care vă consiliază, ori profesional, oho, 8, ori despre relații, 8 de bâte. Vă doriți, simțiți pasiune pentru acest personaj. 8 înseamnă transformare prin comunicare, după ce vă vindecați. Aici sunteți voi, eremitul. Vă doriți să mergeți mai departe? Clarificăm 8 de bâte. Clarificăm 8 de bâte. Oh! Da, a fost o situație tare neplăcută. O separare de un semn de aer care v-a manipulat sau care v-a pus într-un cerc nu poate magic, dar și karmic. Și magic și karmic. V-a vrăjit într-un fel și v-a blocat mental până s-a produs separarea. Și vreți să mergeți mai departe. Da? Vreți să mergeți mai departe, eventual să rămâneți în familia în care sunteți, dacă a fost un triunghi. Așa, sau să o luați de la zero. Încă vă gândiți dacă să o luați de la zero sau la... Eu așa simt. Ia să vedem cine e. Da. Semn de aer, semn de pământ, semn de aer, semn de pământ, triunghi. Ia uite. Mama copiilor voștri tot speră că se va echilibra situația pentru unii. Clarificăm ce simte partenerul, partenera fecioară. Marea preoteasă. Încearcă să se trezească spiritual, să se echilibreze.
să se separe de energiile negative și să meargă către destinul său. Destinul său, teoretic, ar trebui să fiți voi, dar tot așa, să lase dezamăgirile, rănile. Își dorește, iar apare același format. Doi ași, da? Asul de spade, asul de monede, casă, casă. Detașare emoțională de niște trădări. Oare? Sunt curioasă. Mai dăm o carte, că acolo sunt mai multe, aici sunt mai puține. Ce înseamnă Marea Preoteasă? Marea Preoteasă și cu soale, eu așa simt o trezire spirituală. Marea Preoteasă este consilier și personal, da, consilier este și cavalerul de cupe. Se conciliază cu cineva și învață să renunțe la, dacă e o persoană mândră, să renunțe la conflicte, dacă e o persoană care a plăcut să se să demonstreze că e cea mai deșteaptă, că e așa, care e ideile cele mai bune, mai renunță un pic la ego, că e, soale înseamnă și ego. Așa. A fost clarificată de îndrăgostiți. În secret. Sau are această trezire despre această legătură profundă. Îndrăgostiții au de-a face cu semnul Fecioarei. Îndrăgostiții au de-a face cu semnul Fecioarei. Ce simte? Au de-a face cu semnul Fecioarei. Sau e alt personaj? Cine e acest personaj din Îndrăgostiții? Da, vor să aleagă în dragoste. Semn de aer. Eu zic, așa simt, cu Marea Preoteasă și Soarele și Îndrăgostiții, au o revelație despre ce înseamnă cuplu perfect, cuplu divin, da, cuplu ideal. Eventual, există și această regină de spade, probabil faptul că voi ați fost cu un semn de aer pentru unii, iar variază. Ideea este că apare iar dezamăgirea. Așteptările, dar și alte perspective spirituale, renașterea către regina de monede. Eu zic că încă speră, vrea să înțeleagă de ce unul dintre voi a fost în altă direcție. Pe de altă parte, pentru alții, mai dăm o carte. Ce înseamnă regina de spade și Marea Preoteasă? Da, vrea să lupte. Vrea să lupte pentru această relație. Și să comunice. Așa simt. Interesant. Ce ar trebui să facă Fecioara în această perioadă? Am zis, vrea să lupte, că e 7 de bâte. Oh, regele de cupe. Să se echilibreze. Fecioara trebuie să se echilibreze emoțional. Să renunțe la aceste griji din cauza oamenilor, da? Învățați să vă vindecați, că sunt semne de foc, că sunt semne de aer, că învățați să vă vindecați, că asta înseamnă 4 de spade aici, da? Eremitul. Da? Și să manifestați victorie. Și să vă bucurați de viață. Echilibrați-vă emoțional. Cavalerul de cupe și el este un soi de vindecător, da? Mai dăm o carte pe lângă Cavalerul de cupe. Cavalerul, regele, vreau să zic. Dar energia comună este cavalerul de cupe. Ar putea să reprezinte acest consilier, această dorință de împăcare, de echilibru emoțional, de iertare.
Haide măcar te. Ah. Ia, stai să vedem. A apărut diavolul. Puf! Să vindecați niște adicții. Să vindecați niște relații. Oh, da, trebuie să vă vindecați. Am zis, e vindecare. Să vă iubiți pe voi înșivă. Și fecioarele care sunt foarte critice, evident că demonstrează că nu se iubesc chiar atât de mult pe cât ar încerca să arate. Da? Oh, să vă vindecați. Vindecare. Ce trebuie să facă? Să vă vindecați de aceste adicții, de relațiile codependente, de triunghiurile amoroase, de ce o mai fi fost? Că n-ați fi fost toți în asemenea situații. Asta pentru că v-au produs multă suferință. Da? Faceți primul gest de care vă duce către transformarea voastră. Hai să vedem ce ar trebui să facă ei. Sper să nu fiu întreruptă. Ce ar trebui să încă o dată? Să aștepte, să spere, să spere, da? Cu răbdare, da? Că după vindecare apare echilibrare. Mai dă-mi o carte. Mai dă-mi o carte, să spere. Asta face 3 de bâte, speră. Mai dă-mi o carte. Uhu! Și să comunice. Despre ceea ce simt, despre transformare, despre un nou început, iar nou început, balanță. Pentru unii, dacă este un leu, poate să, sau cineva cu marcaj în leu, poate să se gândească la cineva în semn de aer, pentru unii. Dacă ar fi vorba de voi, de pentru că e totuși, ia, hai să vedem. Ce vă blochează între, ce vă blochează? Vă blochează. Ce vă blochează? Ia uite. Vindecarea și triunghiurile amoroase. Un șef sau o persoană care încearcă să vă controleze. Șef-șefă, evident. Da? Și acest cerc vicios, acest cerc de suferință, asta vă blochează. Ce vă susține? Regele de bâte. Dacă manifestați încredere, încredere că vă veți vindeca, că veți ierta, ia mai dăm o carte. Mai dăm o carte. Ce vă susține? Transformarea, echilibrarea voastră, regăsirea pasiunii. Mai dăm o carte pentru regele de bâte. Ce înseamnă regele de bâte? E acest personaj cu planete în semne de foc, în semnul leului? Pentru unii poate să fie soție în semn de foc sau în semn de pământ sau personaj care vă dă încredere și echilibru. Dar pentru că energia, energia generală, trebuie să aveți încredere, voi, semn de pământ, să aveți încredere în voi și să vă găsiți pasiunea și echilibru. Ah, da, e clar, înseamnă da. Pentru alții, dacă sunteți într-o relație cu un semn de foc, aici sunteți voi semn de pământ, aici semnul de foc, nu contează că e femeie, e bărbat, apare vindecarea, înseamnă destinul. Ia uite, și vindecarea apare lângă faetonul. Trebuie să mergeți către destinul vostru. Ăsta este destinul vostru. Că v-a făcut, că au fost probleme, dar se pare că sunteți împreună. Ăsta e destinul, speranța, vindecarea, faetonul merge către stea. Asta vă susține. Asta văd. Rămâne să vedem. Uf, ce lumini ciudate. Să văd cu cine rezonează această etalare. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă pup. Pa, pa, numai bine. Am obosit, nu știu de ce, am obosit un pic la etalarea asta. Prea multe chestii complicate. Simt nevoia să oftez. Și să fac o pauză și să mănânc o prăjitură. Pa, pa. Dar nu știu dacă am prăjituri. Pa, pa. Pa.